Viitorul ministru al finanțelor ar putea fi Ion Chicu, actualul secretar de stat al ministerului. Anunțul a fost făcut de prim-ministru. Voi face demers către Igor Dodon și sper să nu se împotrivească, a declarat Pavel Filip. Șeful statului nu a avut încă nicio reacție. Fotoliul ministrului de finanțe a devenit vacant după ce Octavian Armaș a fost ales guvernatorul Băncii Naționale.